Să deschidem pentru început în Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Voi citi de la versetul 10, Luca, capitolul 13, începând cu versetul 10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iezle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el până aici. Zilele trecute am stat de vorbă cu o doamnă în vârstă, care în aparență era foarte fericită cu copii, chiar nepoți. Părea împlinită, însă atunci când i-am citit câteva rânduri din scrisoarea dumneaei, mi-am dat seama că purta dânsa o povară în suflet, și o să citesc câteva rânduri care mi-au atras atenția. Spunea această doamnă că în urma multor nemulțumiri care mi s-au așezat în suflet, am strâns o căruță de ofuri, căci trăiesc între amăgiri și dezamăgiri. Femeia aceasta purta o povară și nu de un an, nu de câteva luni, ci de ani întregi. Și chiar puțin mai devreme am cântat "Dacă povara te apasă". Și ca dânsa o mulțime de oameni astăzi cu poveri. De aceea am și citit acest text, de aceea am și intitulat mesajul "Poveri care te gârbovesc" sau "Povara care te-a gârbovit". M-am tot gândit, oare cei prezenți ce poveri au? Mă gândeam, oare cât de potrivit este textul acesta și lucrurile care mie mi-au făcut bine. M-am gândit, oare ce poveri au cei prezenți? Unii poate sunt care au poveri de luni de zile, alții de ani. De aceea, poate că textul acesta va fi de folos, pentru că e prezentat acela care poate să ridice povara, acela care vede povara și poate să se îngrijească de fiecare dintre noi. Vreau pentru început să studiem contextul, să observăm persoana, problema, povara acestei femei. Unde se întâmplau toate aceste lucruri? În sinagogă. Dacă vreți, pentru noi astăzi în biserică. Când se întâmplau toate acestea? Într-o zi de sabat, într-o zi în care evreii mergeau la închinare, o zi în care evreii mergeau la sinagogă. Cu ce ocazie? Cu ocazia vizitei Domnului Iisus Hristos, citim că el predica cuvântul, spune textul că învăța norodul, și în acel loc, în acea sinagogă, era o femeie, spune textul, stăpânită de un duh de neputință, și asta de 18 ani. Și aș vrea să fim atenți la problema ei, la povara ei. Era gârbovă, înclinată de spate, cocoșată de spate, și asta îmi arată că acea persoană avea o povară a durerii. O povară a durerii.
pentru că spunea textul și într-un fel m-a șocat, nu putea nici de cum, parcă-i subliniat, nici de cum nu putea să se îndrepte. Boala aceasta, mă gândeam, a apărut dintr-o dată, pentru că a fost un moment clar consemnat în viața ei, spune textul, în urmă cu 18 ani. Doctorul Luca, cel care a scris Evanghelia, e foarte atent la detalii și spune că în urmă cu 18 ani ceva s-a întâmplat cu ea. El era medic și atunci când poate a încercat să dea un diagnostic, interesant, când vorbește de cazul ei, în greacă nu folosește cuvântul malchia sau nosos, care într-un fel arăta boala, ci folosește un cuvânt care literalmente înseamnă slăbiciune. El, care era doctor, privind spre cazul acestei femei, își dă seama că e mai mult decât o boală, că e ceva mai complicat decât o boală, că într-un fel problema asta fizică e doar efectul și că era ceva mai adânc, că era o problemă spirituală și spune, era stăpânită, era gârbovită, dar era stăpânită de un duh de neputință. Au fost cercetători însă care au spus că femeia aceasta suferea de o afecțiune, mi-am notat, se numea Marie Strumfel. O fuziune a oaselor coloanei vertebrale, era o durere în spate și oamenii, ca să amelioreze într-un fel durerea aceea, se înconvoiau, căutau poziții în care să nu mai simtă atât de puternic durerea și datorită obișnuinței rămâneau, oasele se sudau și rămâneau așa înconvoiați. Și era aplecată, aplecată femeia. Și să nu credeți că avea o simplă scolioză, o simplă problemă de spate, așa cum eu am, ci avea era foarte aplecată, traducerea din 2001, traducerea literală, mai apropiată de greaca veche, spune că femeia aceasta gârbovă nu putea nici de cum să se ridice, era atât de înțepenită și era jos. Când spui nu putea să se ridice, înseamnă că trebuia să fie undeva jos. Era aplecată și asta îmi spune mie că e o povară a durerii. Apoi, povara respingerii. M-am gândit, oare cum era privită această femeie? Oare cum îi vorbeau oamenii când treceau pe lângă el, cum spun românii, Doamne ferește să nu mi se întâmple și mie? Sau cum era primit în sinagogă, mai ales că era femeie și femeile în cultura iudaică nu erau privite prea bine, era ceva josnic. Mă gândeam, poate că mergea în sinagogă și avea un loc, femeile aveau un loc unde stau deoparte, în spate, nu puteau să recite Tora, nu puteau să citească Tora, nu puteau să recite Shema, rugăciunea, crezul iudaic, și stătea așa retrasă. Pe lângă faptul că era femeie, era și gârbovă, adică avea un handicap și în cultura aceea era și mai discriminată această femeie. Povara respingerii, spuneam, dar și povara neputinței. Imaginați-vă, probabil cea mai dificilă pentru ea. Durerea, batjocăra, într-un fel le mai duci când știi că mai ai o șansă. Dar femeia aceasta, spune textul, că nici de cum nu putea să se îndrepte. De 18 ani era așa și la fel avea să fie până la sfârșit. Povara neputinței. Poate că a mers pe la doctori, s-a chinuit, dar niciun rezultat. Și întrebare, ce poate să facă o astfel de femeie gârbovă în acea societate? Oare putea să lucreze ceva? Oare putea să-și mai întemeieze o familie? Sau dacă avea, pentru că credem că era mai în vârstă, cum se îngrijea de treburile casei? Oare cum făcea mâncare? Cum se îngrijea de copii? Cum își strângea în brațe nepoții? Să vezi tu doar pământ. Să nu vezi cerul, să nu vezi păsările cerului, să nu vezi soarele. Doar pământ, praf, mizerie, zi de zi, ceas de ceas.
povara neputinței. Dar haideți să revenim puțin la noi. Așa cum aminteam de acea doamnă la început, mulți astăzi, și sunt convins, și aici, sunt oameni cu poveri. Oare ce poveri apasă asupra ta? Poate povara aceasta durerii, ceva ce parcă te macină, pastile, doctor, spitale, o povară care parcă nu mai trece de la tine, pe care o porți în fiecare zi. Poate o povară a datoriilor, nu știu, datorii care parcă leagă și ajung să nu mai știi cum să scapi și unii chiar de această povară ajung să-și pună capăt zilelor. Poveri sufletești, unii au răni, simt unele regrete ca această doamnă, după cum încerc să-mi dau seama, anumite dezamăgiri în viață, au avut parte de atitudini care parcă i-au zdrobit pe unii, poveri relaționale, să nu mai te înțelegi cu soția, parcă tatăl, spre exemplu, un alt exemplu, tatăl să fie cu tine parcă ca un străin. Frații să fie mai reci la fel ca ceilalți oameni. Ceva între tine și copii să se întâmple, poveri relaționale. Dar cel mai important, poveri spirituale. Să trăiești în păcat, nimeni să nu știe, să tu știi, Dumnezeu vede lucrul ăla și e o povară, o povară care apasă, care macină, conștiința te roade. Și acea povară, mă uitam aseară în Psalmul 38:4, psalmistul spune că fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine, spune. Poveri grele. Poveri. Ei, ce se întâmplă? Sau ce e de făcut când poverile vieții ne copleșesc? Ce avem de făcut când parcă lucrurile apasă asupra ta? Poveri de care poate am amintit mai înainte, poveri care acelei femei, povara durerii, povara neputinței. În primul rând, o primă lecție pe care am învățat-o și eu. În povara ta, caută-L pe Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Femeia aceasta gârbovă, așa cum era cu povara ei, în ziua de sabat unde era? În sinagogă. Am tot gândit, oare nu i-o fi fost greu, oare fi stat aproape, departe de sinagogă? Poate că a mers destul. Oare când mergea nu avea dureri? Oare nu putea să rămână liniștit acasă? Nu putea să zică, e mai comod, mi-e prea greu să merg de astă dată la sinagogă. Dar e acolo. Mă gândeam cum o fi făcut față privirilor oamenilor. Oare o fi fost afectată de remarcile, poate răutăcioase ale celor din sinagogă, ale liderilor religioși? Oare cum o fi fost? Și cu toate astea, spune textul, acolo era o femeie. Femeia aceasta gârbovă era în sinagogă. În timp ce mă gândeam la acest lucru, mi-a venit în minte sora în vârstă, care vine și stă în fața aici. Nu știu dacă este, dar de obicei o văd pe dânsa, stătea mai în spate, de fiecare dată când eram, venea cu bastonul, cu cârja domneiei, pași mici, fiecare dată, ușor, ușor, aici în față. Am văzut-o cu greu să dădea jos din autobuz și la fel de greu urca. Nu știu unde stă, am înțeles că undeva prin militar, poate. Dar mă gândeam, nu ajungea la timp, pentru că mergea foarte încet. Nu știu cu cât timp pleca de acasă, dar o vedeam încet, încet, venea la adunare până aici în față.
indiferent de povară, indiferent cât apasă povara, să fie aici. Pentru că aici în adunare, aici în biserică, aici unde oamenii cheamă numele lui Dumnezeu, El lucrează. Femeia aceasta, interesant, cu toată povara ei, cu toate că era greu, era în sinagogă. Și am învățat prima lecție. Indiferent de povara vieții, caută-L pe Dumnezeu. Și interesant că Domnul a văzut, așa cum ne vede și pe noi când suntem aici, cum ne vede povara, cum a văzut-o și pe ei. Indiferent de simțămintele și indiferent cât de ciudat ne simțim, indiferent de starea noastră. Femeia era acolo și Domnul i-a vorbit. De aceea, dacă ai o povară, caută-L pe Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care l-am observat și pe care și eu l-am învățat, El îți știe povara. El îți știe povara. Spune versetul 12, când a văzut-o, a chemat-o și a zis. Domnul Iisus Hristos a văzut-o pe această femeie. E interesant că în sinagogă erau foarte mulți. Mă gândeam, când Domnul Iisus Hristos mergea într-un loc, mulțimi de oameni se strângeau. Și poate că în sinagogă acum era plin. Femeia poate stătea undeva retrasă. Domnul a văzut-o. Și asta îmi spune că El știe povara. El știe ce apasă asupra inimii mele. El știe ce apasă și ce poveri purtăm fiecare dintre noi. Cum de-a văzut-o? Pentru că textul spune că Domnul învăța norodul. O, da, El învăța norodul, dar era atent la toate detaliile din sinagogă. Sunt oameni care zic, Dumnezeu e prea ocupat să fie atent la detaliile acestea mici din viață. El este ocupat cu lucrurile majore ale vieții, ale universului. Dar am înțeles în viață, El este interesat de fiecare pas pe care îl fac. El este interesat de povara noastră. Și a văzut-o pe femeie, deși erau mulți, deși învăța norodul, El a văzut-o. A chemat-o și a vorbit. Interesant că nimeni nu i-a zis despre ea, așa cum în alte cazuri se întâmpla când aduceau bolnavi. Nimeni nu i-a zis. Sau nici măcar femeia n-a mers la el să se arunce, eu știu, să facă poate ca femeia aceea cu scurgerea de sânge, să zică, măcar să mă ating de poala hainei lui. Poate el stătea undeva retrasă, dar El a văzut-o. De aceea, dacă El te cheamă, înseamnă că vrea să-ți transmită ceva, înseamnă că vrea să lucreze, vrea să facă ceva. Caută-L pe Dumnezeu și fii convins că El știe povara ta. Și 3, încrede-te în El, pentru că El poate să ia povara, oricare ar fi ea. El poate să-ți ia povara. Îmi place versetul 12, ultima parte, ne spune că a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Versetul 13, și-a întins mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Și asta îmi spune că Domnul Iisus Hristos ne poate ajuta. Asta îmi spune că Domnul Iisus Hristos poate lua poverile noastre și poate să ne îndrepte, așa cum citim în text. Noi nu credem într-un Dumnezeu al unei religii care stă undeva în univers și își vede de treburile Lui, de ale Lui. Credem într-un Dumnezeu implicat, unui Dumnezeu viu, real, implicat în viețile oamenilor. Și iată ce s-a întâmplat. M-am gândit, interesant, nu-i zice femeie, ești vindecată, ci zice, ești dezlegată. Pentru că până la urmă, problema ei era de natură spirituală. Ceva s-a întâmplat, nu știu, era acolo un duh, citim, care o ținea legată. Nu știu ce s-a întâmplat, poate a fost un păcat prin care poate femeia a deschis ușa și duhul a pus stăpânire. Poate a fost vreun ritual, așa cum se întâmplă și astăzi și am auzit
Și astfel de duhuri pun stăpânire. Nu știu, dar Domnul Iisus Hristos, versetul 16, spune că Satana o ținea legată de 18 ani. Poate că doctorii au încercat să facă ceva, să o ajute, dar n-au reușit. Nici simpla prezența femeii în sinagogă nu a ajutat-o. A fost eliberat atunci când l-a întâlnit într-un mod personal pe Domnul Iisus Hristos. Atunci când el și-a întins mâinile, atunci ea a fost dezlegată. De aceea, dacă ai o povară, apropie-te de Dumnezeu, caută-L. Pentru că El știe povara ta și El poate să-ți ia povara. Și norodul s-a bucurat, am văzut că El le face, în altă parte spune, toate le face de minune și acum, în text citim, El face lucruri minunate. La cuvântul Domnului, ea îndată s-a îndreptat și aminteam de acea traducere care spunea că nu se putea ridica, dar la cuvântul Domnului ea s-a ridicat, ea s-a îndreptat pentru că Dumnezeul nostru și astăzi are putere să ridice, să îndrepte, să schimbe lucruri în viață. Și pentru cei din jur și pentru ea și pentru noi pare incredibil, dar e adevărat. Cei din sinagogă au văzut-o pe femeia aceea înainte gârbovită și acum stătea drept. Era îndreptată, se îndreptase. Am văzut, era un alt om și a început să laude pe Dumnezeu. Oare cum l-o fi lăudat? Am citit aseară Psalmul 40. Ce ziceți de el? Psalmul 40 spune... Să citesc câteva versete. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și de câți ani? De 18 ani. Și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătul, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Nu numai că m-a scos, dar mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. O laudă pentru Dumnezeul nostru. Fruntașul sinagogii, mă gândeam ce zi a fost aceea. Ce zi pentru femeia aceasta a fost eliberată. Ce zi în sinagogă să ai pe cineva care este eliberat. Ce minune s-a petrecut acolo. Ai zice, ar aduce asta laudă, închinare la adresa lui Dumnezeu. Dar nu a fost așa, pentru că versetul 14 spune că fruntașul sinagogii nu s-a bucurat, din contră s-a mâniat, spune textul, că Iisus a săvârșit vindecarea în ziua sabatului. Și ce trist că cel care era responsabil cu lucrarea sinagogii este cel care strică atmosfera. Și el, mă gândeam, poate a avut o povară, povara religiei, povara legalismului care l-a păsa. Chiar Domnul Iisus Hristos zice fățarnicule sau în text fățarnicilor, pentru că vorbea multor oameni acolo. Și Domnul încearcă să explice pe înțelesul lui versetul 15, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iezlă și îl duce de la dapă, dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram, pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Și, interesant, potrivnicii lui rămân de rușine. Am învățat zilele acestea, când poverile vieții te apasă, oricum s-ar numi ele, poveri spirituale, păcat care apasă, povara durerii, poveri relaționale, oricare ar fi, caută-L pe Dumnezeu. Fii într-un context în care El vorbește, în care El lucrează, chiar dacă poate ți-e greu, ca acelei femei, în ciuda poverii, era în sinagogă. Povara durerii avea, povara respingerii, povara neputinței și totuși era acolo. 2. El știe povara. Și ce încurajator este
pentru mine de fiecare dată, că El cunoaște toate amănuntele vieții. A spus, femeia aceasta este legată de Satana de 18 ani, nimeni nu i-a spus. Dar El a zis, este legată, El știe toate lucrurile și detaliile, El știe amănuntele vieții noastre. Și apoi încrede-te în El, pentru că El poate să ia povara. Mai te încrezi în El. Am întâlnit atâția oameni descurajați, atâția oameni dezamăgiți, prăbușiți și de multe ori înțeleg, am simțit cu ei. Însă, poate așa a fost și femeia, nu știu, însă ceva s-a întâmplat. Când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, a fost dezlegată și a început să-L laude pe Dumnezeu. De aceea, dacă povara apasă, mai mi-am notat și versetul 7 din 1 Petru 5, dacă povara apasă, ce ne îndeamnă Petru? Zice, aruncați asupra Lui toate îngrijorările, toate durerile, toate poverile voastre. Și El se îngrijește și El poate să le poarte. Spune o cântare, El purtata pe umerii Săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Povara. În încheiere, dacă povara păcatului, povara nelegiuirii te apasă, oricine fi te îndemn, stai înaintea Domnului Hristos. Dacă povara te apasă, dă-o Lui. Dacă povara apasă greu, așa cum spunea psalmistul, prea multe fără de legi care apasă greu, spune-i povara. Pune povara înaintea Lui. Spune Isaia 53, versetul 11, a doua parte, spune că va lua asupra Lui ce? Povara nelegiuirilor lor. El e Cel care poate să poarte povara. E Cel care a luat povara Sa la cruce pe Golgota. E Cel care a purtat acolo în trupul Său pe lemn povara păcatelor mele și povara păcatelor dumneavoastră. De aceea, stai înaintea Lui și spune, vreau să scap și eu de povara asta care mă apasă. Și dacă povara greutăților apasă, spune-i povara. Spune-i povara durerii, acea povara neputinței de care aminteam. Spune psalmistul, psalmul 68:19, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Ne poartă povara. De aceea, cred ce spune cântarea, nu este munte prea înalt ca să nu-l miște. Nu e problemă prea grea să nu o rezolve. Nu e furtună prea grea să nu o liniștească. Nu e durere prea grea să nu o aline. Pentru că El, purtata pe umerii Săi, povara lumii, El poate lua chiar acum povara ta. Amin.